Scofița asta e de stans. Uite, încep să-i se facă țățișoarele, știi? Nu mă atacă dacă intru și eu. Nu. Și dacă te atacă, dar nu te. Ei nu atacă ca ursul. E bine să nu lase aproape. Ăstea-s foarte sperioși, grezna mea. Numai unul cât de cât mă lasă să... Acum mi-e frică de ăsta. Nu, că nu ia la... Nu te gândi că o ia la fugă, că ia în coadă. Nu lăsa, dacă vine către tine, du-te-n spate. Dar eu îl mângâi și de atunci. De eu când e culcat, știi? Și merg la el și fac de urât. Dar nu mă mai ridic nici eu, că dintr-o lovitură din aia putea să mă omor. Asta-i tare. Să-ți ce filmări iasă? Da, știu. Super tot. Bă, Relu, s-ar putea să-mi fac cândva un site cu chestia. Și atunci dacă o să ai astea să mi le pui, știi? Ăla-i de filmat cu colțe. Da. Ăla da mie. Clofița asta nu mai are multe zile. S-ar forma deja țâțele aproape de tine. Asta? S-o lăsa. Da. Vezi? Ti se lasă alea jos. Asta ce-i? Nu, asta nu. Băiat? Nu, fac. Tu scrofă. Tu scrofă, eu sunt tu, că tu nu vezi cu pletele. Tu. Ăștia care să-i cresc eu de mici o să fie și mai. Că știam la mare. Și pe Vasilie. Dar asta știi cât era? În vară, în vară am luat. Într-un sac de iută puteam să bag doi. Și uite cât ai deja aici. Ni. Eu mă duc să-i pregătesc la scroafa aia din graj de acolo, care are cu celălalt. Ok. Bine? Ok. Ha ha ha.